ție multe bunătăți. Dacă vii la Târgu de Crăciun de aici din Piața Constituției, bineînțeles, cumperi decorațiuni pentru brad, cumperi cadouri pentru cei dragi, bei un vin fier, dar trebuie să mănânci și ceva bun de aici, de la acest târg. Și, bineînțeles, aici găsim toate bucatele care vor exista pe mese de sărbători, de Crăciun. Bună ziua! Începem. Deci pentru păstrămioare avem curături asortate. Deci pastrama de berbecuț, da? Pastrama de berbecuț avem aici, tăiată bucățele foarte mărunte ca să poată să pătrundă și să fie servită bine de clienți. Aveți un secret ca să aibă gustul ăsta așa bun, să nu fie uscată? Deci nu e uscată, eu o fac la început în ceaun, cu vin, cu usturoi și pe urmă o aduc în tigaia asta și o desăvârșesc. Bineînțeles, această pastramă de bebecuț trebuie să o mănânci cu o murătură. Avem aici murături asortate. Avem murături, mușdei de usturoi, mai departe. Deci aici avem gogoșari cu varză. Da. Castraveți murați, gogonele, conopidă. Merge foarte bine această pastramioară cu un bulz tradițional. Foarte bună. Cu brânză de burduf. Avem coaste de porc afumată. Pentru cei care țin post, avem și cartofi săsești. Aici, lipile dumneavoastră le faceți acolo, da? Le facem pe plită aici, le face doamna Miții, ea e expertă în lipii. Avem... Doamna Miții, sunteți expertă dumneavoastră, doamnă? Da, sunt expertă în lipii, am învățat de la bunica mea, facem lipii, avem un secretar nostru ca să iasă și fragete, și frumoase, și bune, să le oferim la toată... care vine în târgul tradițional. Totul este tradițional, dumneavoastră. Aici avem bulz. Aici avem bulzul și vă demonstrez imediat cum se face un bulz. Avem ciolan fără os, că toată lumea aleargă după ciolan. Cârnați. Da, varza, că trebuie să ne oprim și la varză. Cum e făcută? E... Varza e murată și călită. Călită și pusă aici pe plită, cu mămăliguță, cu ardei iute, merge foarte bine. Avem niște cârnați nemaipomeniți de bunii ăștia ardelenești, cârnați proaspete de porc. Cam ce preferă clienții ai când ne referim aici la cârnați? Moldovenești, ardelenești? Clienții preferă toate categoriile de cârnați, e important să fie gustoși, să fie buni. Ceafă de porc, piept de pui și uitați, acum o să... Fac un bulz. Faceți bulzul dumneavoastră acum, da? Trebuie frământat foarte bine mămăliga, trebuie să aibă consistență, că altfel, în momentul când îl pui să se coacă, se sparge. Și ce fel de brânză avem în interior? Brânză de burduf. Brânză de burduf trebuie să fie foarte untoasă, să se întindă frumos, altfel nu e bulz. Cu altă brânză nu iese bulzul. După aceea îl punem pe... Pe plită? De regulă la jar, dar aici acum nu avem jar, îl punem pe plită și uitați cam la final cum trebuie să arate un bulz, mă, și arde. Așa, deci este un bulz bio, cum s-ar spune. Foarte multe bunătăți aici la dumneavoastră. Vreau să vă mai arăt și la colegii de lângă. Bineînțeles că de sărbători trebuie să mâncăm și o sărmăluță bună, o sărmăluță tradițională, dar bineînțeles avem și două categorii aici de varză călită. Bună ziua! Ce găsiți clienții de la dumneavoastră aici? Pastramă de berbecuț, carne la garniță de porc, da. Foarte bună. Avem, da, varza, că văd că aveți două tipuri de varză. Aceasta este călită, iar aceasta încă nu este gata. Nu e preparată. Da, nu este preparată. Nu este preparată. Da. Sărmăluțe, cum sunt aceste sărmăluțe? Carne de porc, da. Foarte gustoase, toată lumea le apreciază. Fasole avem de post pentru cei care postesc. Putem pune și un ciolan lângă fasole? Putem pune costiță, pomana porcului, carne la garniță, cu ou, fără ou, avem de toate. Ce preferă clienții de la dumneavoastră? Pe toate le preferă. Și la dumneavoastră aici, cartofii prăjiți? Cartofi sunt făcuți în untură, să știți, foarte bun. Asemenea și carnea la garniță, pastrama de porc, pomana porcului la fel, este făcută în untură. Toate sunt foarte gustoase la noi. Vă mulțumesc mult de tot. Acum vreau să mergem în Maramureș. Avem niște doamne aici îmbrăcate foarte frumos, în portul tradițional. Și bineînțeles că au venit cu bucate alese de acolo. Ele au un secret, nu au vrut niciodată să ni-l dezvăluie, dar au... Știu cum să fac acele bucate ca să aibă gustul adevărat din Maramureș. Bună ziua!
V-am admirat de la început că aveți un port foarte frumos din Maramureș. Bună ziua, bine ați venit la noi la standul din Maramureș. Ce găsiți clienții, doamnă? Cu ce preparate ați venit tocmai din Maramureș ca să încântați toți bucureștenii? Așa este, deci am venit cu sarmalele cu păsat care sunt... Hai să le vedem, unde sunt? Avem sarmale cu păsat? Păsatul este porumbul mai mare măcinat. Porumb? Porumbul mai mare măcinat, introdus în compoziția de la sarmale. Uh-huh. Avem acolo carne și cartofi la disc. Uh-huh. Avem fasole. La ceaun, așa, în cantități mari. Ca la... Da. Ce fasole este simplă? Asta e simplă pentru ce ce țin post, iar dacă vreau cu cârnăciori de casă, cu carne. Uh-huh. Aici avem pomana porcului. Tot așa la ceaun. Dar spuneți-mi puțin, cam ce secret aveți dumneavoastră în Maramureș? Prin ce se diferențiază mâncarea dumneavoastră, cea care o aduceți de acolo, cu cea din Moldova, din Ardeal? Care este mâncarea specifică? Deci a noastră toate rețetele sunt rețete vechi. Mai ales sarmalele cu păsa sunt atestate ca produs tradițional. Uh-huh. Este o rețetă foarte veche, uh-huh, pe care o folosesc gospodinele noastre din Maramureș, din comuna Botiza și din Maramureș. Și eu zic că dragostea cu care faci orice mâncare, dacă o faci cu dragoste, orice iese bine. Dacă o faci mai de mântuială, cum se zice la noi, uh-huh, dacă o faci mai de mântuială, nu iese nimic bine. Și acolo ce mai avem lângă? Aici avem sarmale de post cu ciuperci. De și... post? Da, pentru ce cum sunt făcute? Punem în loc de carne ciuperci? Da, e pus ciuperci, puțină nucă măcinată, mm-hmm, soia, ceapă, morcov, păsat, mm-hmm, cimbru de casă, sare. De la dumneavoastră aici vorbim de mâncări tradiționale, mâncare grasă, mâncare de post, dar ceva dulce găsim? Da, fata acolo face plăcintă. Hai, avem o fată aici, o fată frumoasă, haideți să mergem la ea, că ne gătește și un desert. Și face plăcinte cu... Bună, spune-mi și mie ce găsesc eu dulce la tine aici, să pot să mă înfrupt aici la final, după ce mănânc aceste preparate bune, să iau un desert. Plăcinte cu zahăr. Cum se numesc? Plăcinte. Plăcinte? Da. Cum sunt? Simple? Simple și dacă dorești și cu zahăr pe deasupra. Uh-huh. Așa și sunt în ulei făcute. Da. Uh-huh. Și nu putem pune, nu știu, gem înăuntru să fie mai gustoase sau... Ba da. Da? Da. După preferință. Avem și brânză, avem și smântână de casă, cu brânză, cu smântână, cu zahăr, cu... Mm-hmm. Acolo ce face doamna la ceaun? Acolo prăjește cartofi. Bună ziua! Ce faceți doamna aici la ceaun, în spate? Nu vă vedem. Cartofi și carne la disc. Da? Și cum sunt făcuți? La fel ca aceștia de la disc? Că sunt prăjiți în untură de porc. Da. Și îi punem aici pe disc ca să stea cald tot timpul. Mm-hmm. Cum sunt sărbătorile la dumneavoastră? Cum este Crăciunul? Se taie porcul? Înainte de Crăciun se taie porcul și așteptăm colindătorii. Deci, mm-hmm, în ajunul de Crăciun, copilașii de la ăștia mici, de la 3 ani în sus, mm-hmm, pleacă la colindat până spre seară, după aia copiii de la școală. Uh-huh. Mergem la biserică, toată lumea merge la biserică, iar când iese de la biserică, tot tineretul pleacă la colindă până dimineața. Dimineața încep bătrânii să colinde de la o casă la alta, se aud colinde, se aud până... Deci atmosferă de Crăciun și când toată lumea este la biserică, mănâncă așa ceva bun aici. Răzvan, Natalia, Raluca, bănuiesc că v-am făcut poftă, pentru că bucatele arată într-un mare fel.